am numit-o axa ecologică a acestui parc și care, de fapt, de la el, pornind în diverse degradeuri, se restrânge asupra naturii. Practic, am încercat să ne jucăm cu apa, iar acest element al Someșului, pe ambele maluri, deci nu doar pe malul care este actualmente ocupat de parc, și în același timp să ne jucăm cu apa într-o formă ceva mai diferită, niște zone inundabile care se realizează prin un sistem de captare a apelor pluviale și care de fapt să ducă, să aducă acel element de atractor pe care tema îl cerea, un element natural care se dezvolte și un o biodiversitate pe toate nivelele. De asemenea, acest degrade legat de Someș se referă și la partea de funcțiuni. Există niște fâșii cu anumite grade de activități și activare, care sunt mai liniștite, să spunem, ca și densitate în zona naturală, zona Someșului, și care cresc progresiv pe măsură ce se apropie de zona constituită sau, mă rog, cum se spunea și mai înainte, în continuă, într-un proces de deconstituire. Și, în ultimul rând, arhitectura, care am considerat că trebuie să fie cât mai non-invazivă și să poată, la un moment dat, de ce nu pleca de acolo, elemente foarte simple, structuri metalice care sunt reversibile și care lasă, de fapt, natura să le includă și să facă parte din acest scenariu în care se identifică niște locuri cu identitate în cadrul acestui parc. Și, în ultimul rând, bineînțeles, scenariile. Noi am imaginat 30 de scenarii posibile pentru utilizarea acestui parc, care au fost ilustrate într-o manieră așa foarte ludică și care, bineînțeles, se regăsesc în diverse puncte cheie ale parcului, dintre care, sigur, cel mai ofertant și cel mai multifuncțional este acest spațiu liber, această pajiște, să-i spunem, urbană, care conține și elementul de centru de interes și care poate, în diverse momente ale anului sau ale zilei, să concentreze diverse activități. Da, ar mai fi, sigur, ideea centrată pe Someș, partea ecologică, această axă ecologică, în care alegerea vegetației este pe principiul acesta al identificării unor ecotopi ce se regăsesc de-a lungul cursului Someș. De altfel, se recomanda prin temă și studierea unei posibile rebranduire a acestui parc. Am stat mult să ne gândim dacă acest lucru este sau nu posibil, dar și dacă l-am ales până la urmă să-l facem, am zis că tot în zona, în jurul Someșului, ar trebui să fie această rebranduire și, practic, am găsit o formulă care, sigur, se mai poate discuta legat de un nou nume, respectiv grădina Someșului, pentru că și vegetația este aleasă din acești ecotopi care se regăsesc în area geografică a Someșului Mic, incluzând și Someșul Cald. Și, în ultimul rând, bineînțeles, pe lângă vegetație și lucruri cu topografia. Am încercat să ne jucăm cu negativ-pozitiv pentru că merită un parc să aibă niște lucruri cât mai surprinzătoare și o reutilizare de altfel a resurselor, pentru că tot ce se escalează în zonele care vor deveni inundabile, se poate după aceea reloca sub forma unor mici dealuri care pot găzdui de asemenea diverse activități. Ce spate circular de proces? Acel spațiu este un centru de interes sau o grupare de funcțiuni care în mijlocul cu... Aici este planul, deci propune un spațiu multifuncțional care găzduiește o sală pentru evenimente și care la un moment dat se poate deschide și tot spațiul să capete o polivalență. Ideea a fost că acest centru de interes l-am gândit să nu fie, să nu aibă un spa. De aici și forma circulară care, de fapt, se deschide către tot peisajul din jur și care comunică și devine element de atracție pentru parc. Dincolo de asta, există o zonă de pergolă sau de, să spunem, de platformă circulară, de acoperiș circular, care găzduiește o serie de spații pentru odihnă, spații pentru hinți, deci o zonă de intermediere între spațiul interior și spațiul exterior, între parc și spațiul construit. Câteva detalii despre funcțiuni în afară de acest centru de interes. Ce se va putea face în parcul feroviarilor?
Și cum echilibrați propunerile de amenajări cu mediul natural? Da. Păi, în primul rând, se vede și în planșe, am imaginat, și de fapt ce era tema, am imaginat o serie de funcțiuni legate, în primul rând, de, să spunem, anotimpuri și respectiv de o zi a producerea de zgomot sau culoare fonică sau nu. Ei, dacă ar fi să luăm, de exemplu, o zi de vară, care s-ar întâmpla un eveniment, practic în zona acestea, pajiștii, zona cu centru de interes, se pot organiza tot soiul de evenimente, de la concerte de mici dimensiuni, târguri, concurs de SMEI, am spus noi, pot fi activități sportive, trecere sportive, expoziții canine și așa mai departe. Dacă discutăm de o zi obișnuită din parc, i-ar putea să arate în felul următor. Pe această axă sau această fâșie socială, i-am zis noi, sunt o droaie de zone cu dotări pentru comunitatea din zonă, spații pentru sport, deci pentru exerciții fizice, loc de joacă pentru copii. Am ales chiar un loc pentru grădini comunitare, deci un spațiu unde pot cei din jur, dacă doresc să amenajeze niște grădini comunitare. De asemenea, în același timp, într-o zi obișnuită, se poate sta și observa fauna existentă sau care sperăm că se va dezvolta în zona asta naturală, la o analiză ornitologică, de exemplu, sau de tipul ăsta, pot exista, am amenajat niște mici amfiteatre unde pot să aibă loc ore în aer pentru clasele care să vină aici să observe în natură anumite elemente, zone pentru pescuit, nu mi le amintesc pe toate, sunt 30, dar ele se regăsesc acolo. Dacă discutăm despre toamnă sau primăvară, pot să aibă loc aici tot felul de workshop-uri, atât în zona închisă cât și în exterior, inclusiv piață volantă, s-ar putea organiza, pentru că noi am imaginat două intrări. Intrarea care există acum și care se, mă rog, se păstrează, dar și o intrare care este în legătură cu acest obiect, reperi, am spus noi, pentru cartier și care se leagă și cu axa pieței 1848, așa, și care am spus zona comunitară, unde sunt tot soiul de lucruri pentru comunitatea din, existentă în, în proximitate. Iar dacă discutăm despre iarnă, ne-am imaginat iarăși tot pe această zonă multifuncțională să se amenajeze un patinoar, deci poate să aibă loc să se amenajeze un patinoar, sau oroșelul copiilor, cum exista până în 1990. Dealurile, sau mă rog, aceste mici diferențe de declivități de nivel pot permite apariția săniușului, expoziții de sculpturi de gheață, concurs pentru oameni de zăpadă, deci sunt posibile toate acestea în actuala configurație. Această zonă se numește Parcul Feroviarilor pentru un motiv. Ați păstrat ceva din ce a fost sau oare se dorește chiar redenumirea parcului în altceva, pentru că mai sunt elemente care amintesc de ce este Parcul Feroviarilor. Da. Am păstrat în principal cât am putut din vegetația existentă. Deci am făcut o analiză foarte clară asupra arborilor notabili care există aici și care acum în noua amenajare ei sunt puși în evidență. Am încercat cât mai puțin să tăiem, pentru că dacă vedeți și zonele umede sunt de fapt pe amplasamente care acum sunt libere de orice altă vegetație, da? Deci pe actualul teren de sport și pe patinoar. Iar legat de elementele pe care le-am păstrat, noi am regăsit aici fostele șine, partea de lemn a șinelor existente ale trenuleții, care se reiau și se reutilizează în diverse amenajări, fie funți, fie spații pentru habitat pentru specii de păsări sau care vor fi aici. Ideea de redenumire acestui parc, noi am gândit-o în legătură cu Someșul. Mi s-a părut că este mai puternic acest concept de a redenumi parcul Grădina Someșului, pentru că se relaționează direct cu Someșul și cred că asta a fost ideea cea mai puternică a proiectului. Care credeți că sunt cele mai importante elemente pentru ca proiectul acesta să arate așa realitate, nu doar pe planșe? Ce trebuie să se întâmple de aici încolo ca proiectul să fie pus în aplicare? De aici încolo e important să avem timp, în primul rând, ca să putem proiecta tot ce ne-am propus aici. Și, bineînțeles, să existe o adaptare evidentă, este o
Aici este un lucru care să zicem se întâmplă sau este previzionat să se întâmple pentru două decenii poate, da? Ideal este să gândim în pași, poate acest parc în etape, în așa fel încât ce se poate face foarte rapid să se poată întâmpla și ce ține, de exemplu, de alte etape, cum ar fi malurile Someșului, să ne gândim, ținând cont că acolo intră ca și decidenți și alte foruri de decizie decât primării. Okay. Mai sunt întrebări?